Premiul de excelență pentru contribuția esențială la dezvoltarea școlii românești de cardiologie, profesor universitar dr. Eduarda Petrei, profesor de cardiologie, dr. honoris causa, Universitatea de Medicină din Iași, vicepreședinte al Academiei de Științe Medicale. Domnia sa se află în legătură directă cu noi. Bună seara, domnule doctor! Bună seara! Bună seara tuturor! Vreau să menționez că noi parcurgem o perioadă dificilă, iar România are mare nevoie să fie protejată. Mă bucur să observ și această seară o demonstrează cu prisosință că sunt oameni, e adevărat din punctul meu de vedere cam puțin, ce au grijă de anumite aspecte bune ale vieții, cărora le mulțumesc cu plecăciune. Nu sunt prea convins că merită această distinție, dar sunt cât se poate de împlinit să primesc. Mă voi strădui și în continuare să demonstrez că nu v-am înșelat. Vă asigur că, așa cum a spus și Bogdan înainte, cardiologia în România este la un nivel, aș putea spune, la un nivel european. Cardiologia în România se bazează pe cardiologi tineri, cărora le transmit cele mai mari mulțumiri, se bazează pe o școală de cardiologie foarte bună și a ajuns la performanțe demne de menționat. Și aș menționa o performanță în sensul că cardiologii din România sunt astăzi în structurile conducerii Societății Europene de Cardiologie. Și acest lucru este bine de știut. Sigur că vă mulțumesc în continuare juriului care mi-a acordat această distinție și sunt convins că vrednicia fiecăruia dintre noi poate proteja România. România ar trebui să ne protejăm fiecare dintre noi pentru a proteja țara noastră. Mulțumesc încă o dată pentru distinția acordată.